Salutare copii! Astăzi facem de lecția de la Carrefour! Ia să vedem! Cine sunt aia? Supereroi! Supereroi! Deci e colecția supereroilor de la Carrefour! Da! Acesta este simbolul lui Superman. Așa... Acesta este simbolul lui Supergirl. Wow, e puțin asemănător, din ce observ eu. Diferențe de culoare între ei. Am înțeles. E diferit. Superman e roșu și Supergirl e roz. Magenta! Acesta este Aquaman. Aquaman! Tati, ce poți să ne spui de Aquaman? Păi, Aquaman are super puteri, el poate să respire sub apă, să noate cu o viteză incredibilă, poate rezista la presiuni foarte mari în apele oceanului. Wow. Și are puteri supraumene și pe uscat. Știți că toate lucrurile astea oricum le puteți afla și voi din catalog. Ia să vedem! Mai acesta departe. Este simbolul lui Aquaman. Aquaman și simbolul lui. Acesta este Joker. Joker. Joker este un personaj nu prea bun. Adică e super erou negativ. Da? Deci există și supereroi care da. Sunt răi. El era înainte doar un băiat care făcea răutăci. Și a căzut într-un butoi cu substanțe chimice care i-au transformat culoarea pielii în alb. Wow. Oh, așa, wow. Iar părul în verde ca unui clov nebun. Ia, ce ne arăți mai departe? Acesta este Cyborg. Este un erou tehnologic. Cyborg. Wow. Da. El are puteri cibernetice care îi permit să acceseze, să descarce informații din orice computer de pe planetă. Wow! Da? Deci e tare asta. Acesta este Superman. Superman! Cred că e cel mai vechi erou dintre toți și este un super, are super puteri, are super forță, super viteză și poate zbura. Ți-ar plăcea să fii Superman? Da! Are și simțuri dezvoltate. Are termoviziune, raze X, super auz și super suflu. Wow! Acesta este Batman. Batman este un om bogat. Wow. În realitate, el e un om care e bogat. Wow. Și are un plan de fiecare dată când are o salvare sau... Când trebuie să salveze pe cineva? Da. Am înțeles. Și atunci el ajută. Deci e un om bogat care ajută. Arme dispozitive prinse pe mașina lui, pe Batmobile, care e o mașină super, super frumoasă și super inteligentă. Sofisticată. Și sofisticată, da. Și merge și cu viteză. Da, cu siguranță. Îi place să caute tot timpul dreptatea. Acesta este Green Lantern. Green Lantern. Da. El are un inel care creează un scut protector în jurul lui și permite să zboare și generează energie care poate fi utilizată în orice formă a imaginației lui. Wow, e super! Mm-hmm. Aceasta este Mera. Mera. Da. Care Mera. Are coronița aia așa cu alge. Da, ce frumos! Da. Mera este partenera lui Aquaman și are aceleași puteri ca și Aquaman. Wow. Ia să vedem, ce mai avem? Acesta este simbolul lui Joker. Acesta este simbolul lui Batman. Da. Acesta este cum se chema? Batgirl. Batgirl. Este. Nu are superputeri Batgirl. Știai treaba asta? Este la fel ca Batman? Nu are superputeri, dar are o inteligență de geniu și o memorie impecabilă. Nu ți-ai dorit și tu asta, mami? Nu.
Asta ar fi super tare, deci asta ar fi o putere super, super, a, super, da, interesantă. Da, asta îmi place. Asta e cea mai tare. Aceasta este katana. Este o super putere. Da. Pe care putem să o avem și noi. Aceasta este katana. Katana. Katana este o mânuitoare a sabiei Soulpaper. Așa. Ca la Lego Ninjago. Da. Iar... ea a scăpat dintr-un trecut tragic pentru a lupta alături de Outsiders și Suicide Squad. Ia. Numele Katana vine de la sabia pe care o mânuiește. Wow. Iar misiunea ei este să facă dreptate celor care i-au rănit pe cei nevinovați. Wow. Bravo. Aceasta este Catwoman. Catwoman. Este acrobată și maestră în arte marțiale. Așa, și se poate să-și folosească puteri de ninja. Și devine invizibilă. Aceasta este Harley Quinn. Harley Quinn este foarte inteligentă, e o gimnastă foarte bună și e o luptătoare desăvârșită. Dar... tot sunt luptătoare acolo. Faptele ei se aseamănă cu cele lui Joker. Au, deci e o bună parteneră pentru Joker, să înțelegem. Este o bună parteneră de infracțiuni pentru Joker. Da. Acesta este simbolul lui Flash. Dar nu l-am văzut, să știi. Că ai ținut mânuța pe el și eu nu l-am văzut. Mi-l arăți, te rog frumos? E, altceva. Așa. Acum da, l-am văzut, îți mulțumesc. Da, îl avem și pe Flash sau doar simbolul lui? Și pe Flash. Unde-i Flash? Păi arată-mi-l pe Flash. Păi arată-mi-l pe Flash acum ca să vedem. Păi nu, arată-l la cameră. Acela este Flash. Mhm. Acesta este simbolul lui Harley Quinn. Deci, partenera de răutăți a lui Joker. Da. Aceasta este Wonder Woman. Wonder Woman! Wonder Woman. Femeia fantastică! Femeia fantastică! Da. Așa e, prințesa Amazonului și are puteri supranaturale precum viteza și poate zbura și în plus e foarte bună luptătoare! Wow. Bară, ia, pe cine ne-l arată? Acesta este Flash. Flash. Flash este cel mai rapid om. Poate alerga cu viteza luminii și... mai rapid. Poate... mai rapid ca Usain Bolt. Da, cu siguranță. Da. Și are abilitatea de a controla moleculele. Așa, și a transporta obiecte solide. Wow. Wow, yes, mai acesta este Bizarro. Ia, nu l-am văzut. Bizarro. Bizarro. Este clona imperfectă a lui Superman. Adică să înțelegem că este rău? Care este cel care are tot timpul ceva împotriva lui Superman. Așa. Deci să înțelegem că și ăsta este... e rău. În gașca celor răi. Da. Este copia nereușită a lui Superman. Așa. Și din cauza asta n-a avut niciodată succes în fața lui Superman. Probabil că s-a simțit marginalizat și de asta a devenit rău. Aceasta este Supergirl. Wow, Supergirl. Ce frumoasă este. Wow. Supergirl este la fel de puternică ca și Superman. Are aceleași puteri. Aceleași puteri? Da. Are super auz, are super suflu, are termoviziune, raze X, poate să zboare, are forță, are viteză, are... e aproape completă la fel ca și Superman. Aceasta cum e? Pe aceea este Mera. Cred că le-ai încurcat puțin. Nu e Mera. Asta e Mera. Aceea e Mera, iar aceasta este Poison Ivy. Poison Ivy. Ah, eu l-am încurcat. Deci Poison Ivy are acea coroniță și asta. Și are coroniță, dar nu e... nu e din alt. Poison Ivy. Hai să vedem ce poate face Poison Ivy. Ia, ce face? După nume așa, cred că e rea. Manipula plantele să crească pentru a-i face ei treaba. Este imună la toate toxinele și produce feromoni care îi fac pe cei din jur să vină ușor de controlat. Însă, e rău, e un lucru cea mai rău, puternică cred. Arma ei
este sărutul letal. Adică... Nu poate să pupe pe cineva și acel cineva să moară. Da. E rău. Deci da. Și ea vrea. Da. Nu e bine. Acesta este simbolul lui Wonder Woman. Și am completat toată colecția. Yeah! Yes! Bravo, Edi! Și mulțumim tuturor care ne-au făcut schimb de figurine cu noi. Pentru noi că... și mai vă așteptăm pe canalul nostru. Nu uitați să dați like și subscribe și clopoțel. Și nu uitați să vă uitați la aventurile lui Edi și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!